medicale la cerere. Este emisă decizia de către comitetul director încă din 15 august 2013. Mai concret, ce înseamnă? Pentru ce se plătesc? Bine, da, bine. Dar are documente medicale, așa este numite, și documente medicale la cerere. Deci, ca să citesc din decizii, ca să nu greșesc, uitați-vă, vă citesc aici așa. La cerere, documente, taxe pentru eliberare, documente medicale la internare, respectiv la cererea pacienților sau aparținătorilor în valoare de 10 lei, motivat de lipsa de fonduri pentru achiziționarea formularilor specifice activităților medicale, precum și costul licenței pe programul de eliberare a rețetelor electronice. Asta era atunci. Negru pe alb. Asta era atunci. A rămas continuare. Acum rămâne la latitudinea comitetului director dacă rămâne în vigoare sau este anulat. Aici, veniturile propriu din spital sunt compuse din următoarele poziții. Venituri din contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și alte venituri. Vă mai spun, venituri cu DSP, o chestie de genul ăsta și la urmă alte venituri din prestări servicii. Ei, în momentul în care cineva solicită un document, un angajat, ia hârtia, merge, trage la... E o cheltuială, e o cheltuială de tip. La timpul respectiv, dacă vă aduceți dumneavoastră, spitalul era într-o situație financiară. Ia să de tipul Iliuț, cred. Da. Ei, conform legislației, da, nu este interzis așa ceva. Spitalul poate percepe niște taxe se numesc, cu aprobarea Consiliului de Administrație și de inclus într-un document ca tarife percepute de spital în vederea constituirii veniturilor proprii. Există legislație, legea finanțelor prevede așa ceva. Ideea este că noi decizia nu cerem eliberare, noi cerem să fim internați, de exemplu. Adică eu nu vreau să mă eliberați și una. Dar asta înseamnă fișa de observare, fișa de observație clinică generală. Dar trebuie documente pentru implantarea pesenței. Sau alte documente. Deci, ia la toată lumea aceste... La toată lumea, la toată lumea care face internare. Deci, pentru, repet, pentru internarea continuă pesenței. Exact. Dar nu internarea. Da, dar eu nu cer ce documente. Asta zic. Deci nu plătim și injecții. Deci plătim. Acum domnul manager va analiza în comitetul director și va decide... Apropo ce vorbi la începutul conferinței. Că... Și dumneavoastră veți aduce un suport la creșterea calității serviciului medical din proces. Dar trebuie luat decizia că 2 lei nu mă îmbogățesc eu să anulez această decizie. Va fi coplata? Atât, coplata. Va fi de... Coplata de 5 lei. Care este coplata? Care este prevăzut în plan de lege, din cu somnă așa, să vedem. Și anulați, știi că v-ați astăzi. Nu, trebuie să parcurg aceleși etape, cum s-a aprobat, aceleși etape. În cursul lunii de aprilie va fi, deci să nu uitați, dacă permite, mă întreabă, să vină și se vână Bogdan și spune mucinos.